Prieteni, nu este necesar să luptați împotriva voastră, ci să aflați cine sunteți. Incoerențele, paradoxurile care vă caracterizează se datorează orbirii voastre. Cunoașterea de sine o va face să dispară, la fel cum zăpada se topește la căldura soarelui. Curiozitatea voastră, nerăbdarea voastră sunt de înțeles. Vă este sete de adevăr. Suspinați după plenitudine și doriți cu ardoare să sondați misterele vieții. Trebuie să știți că tot ceea ce voi numiți viață nu este deloc viață. Ar fi mult mai exact să vorbim despre o lungă agonie. A te naște, a veni pe lume și a întreține corpul așteptând ca el să fie distrus, este foarte, foarte departe de celebrarea naturală a existenței. Diferența este la fel de mare ca aceea dintre moarte și nemurire. Moartea este sfârșitul inevitabil al vieții, în timp ce trezirea, nașterea conștiinței, duce la viața divină. Acela care dorește să ducă o viață divină, care vrea să cunoască adevărul și pe Dumnezeu, o poate face pe două căi: morala și religia. De obicei, morala este prezentată ca o etapă premergătoare, pregătitoare, ca o condiție prealabilă, prima etapă a unei scări ale cărei stadii superioare sunt rezervate religiei. De obicei, credem că omul lipsit de morală nu poate ajunge la spiritualitate. Nu împărtășesc deloc acest punct de vedere. Conform propriei mele experiențe, omul moral nu are neapărat un spirit religios. Dimpotrivă, omul religios nu este niciodată imoral. Etica nu duce la spiritualitate, ea nu este nici măcar prima etapă a acesteia. Dimpotrivă, tocmai spiritualitatea autentică este cea care îl face pe om cu adevărat just și drept. Pentru mine, morala și religia sunt deci două căi distincte și chiar opuse. Disciplinându-vă, supunându-vă normelor și convențiilor locului și epocii, voi vă modelați comportamentul, îl adaptați. Atitudinile voastre sociale, conștiința morală, sunt rezultatul interacțiunilor cu mediul vostru, ecoul relațiilor pe care le întrețineți cu alții. Voi nu sunteți singuri pe pământ, voi trăiți în grupuri, iar contactele cu alții sunt frecvente și inevitabile. Relațiile vă țin loc de identitate și calitatea voastră este judecată în funcție de ele. Atitudinea voastră trebuie să fie conformă cu aceea impusă de colectivitate. Însă ce legătură are această colectivitate cu personalitatea voastră simplă și naturală? Niciuna. Societatea nu ar pierde nimic pierzându-vă. Minimul de importanță pe care voi îl aveți pentru ea depinde de funcțiile pe care le îndepliniți. Voi nu contați, numai relațiile voastre pot avea o anumită greutate. Voi nu prezentați niciun interes, numai personajul vostru public reține atenția. Faptul că obiectivul educației se limitează la a face din voi niște rotițe familiale și sociale, care să funcționeze corect, nu are nimic surprinzător. Pentru grupul de care aparține, omul nu este altceva decât un simplu mecanism. Această condiționare, această reglementare a vieții în comun a eșafodat marele cult al onorabilității, al bunelor moravuri, al virtuții. Această educație a creat o mare iluzie. De aceea, este cât se poate de firesc că persoana care este însetată să realizeze pe Dumnezeu acționează potrivit condiționărilor la care a fost supusă și își închipuie că trebuie să se conformeze unui anumit model de căință. Toată lumea a sfârșit prin a crede că întreaga spiritualitate este conținută în principiile morale de seriozitate, de frugalitate,
de rușine sexuală, de remușcare și așa mai departe. Negarea naturii ar fi o pepinieră a sfințeniei. De la bunul cetățean la omul caritabil și la sfântul martir, secvența pare logică. Permiteți-mi să vă spun că aceasta este o minciună, o iluzie, o mascaradă, o capcană pentru ne toți. Faptele sunt de altfel elocvente. Învățătura morală nu face omul nici virtuos, nici religios și, cu siguranță, nici uman. Aceasta vă poate face cel mult să fiți acceptabil din punct de vedere social, însă a fi admis de către un grup nu înseamnă deloc că ați dobândit o profunzime reală. Fețele amabile, vorbirea mieroasă, manierele elegante nu vă transformă. Morala autentică, și ea există, este rezultatul unei purificări personale totale, a unei eliberări de orice achiziție. La ce vă folosește faptul de a face să strălucească propria voastră carapace? A modifica suprafața în timp ce centrul rămâne neschimbat este mai mult decât inutil, este periculos. Veți plăti acest lucru foarte scump și societatea de asemenea. Condiționarea, reprimarea și refularea vor satisface în aparență lumea, însă individul este strivit, negat. El este rupt în două, opus lui însuși, în permanent conflict cu propriul său adevăr și aceasta fără nicio șansă de a câștiga. Această jertfire a ființei umane în profitul a ceea ce este mai fals în societate este pur și simplu o violență. Orice ar exprima omul prin atitudinea sa este lipsit de importanță. Ceea ce contează sunt pârghiile, motivațiile acțiunilor sale, deoarece acestea arată starea lui de spirit. A te atașa de rezultat fără a ajunge până la cauză este o prostie. Faptul de a afișa virtutea nu folosește la nimic. Nu încerca să faceți din aceasta o sadană. Tăind crengile aflate în partea superioară a copacului, nu veți face decât să-i stimulați creșterea. El nu-și trage vitalitatea din crengi, ci din rădăcina îngropată în pământ. Pentru a realiza o adevărată schimbare în viața voastră, trebuie să vă întoarceți deci la rădăcinile voastre, la ființa voastră interioară. Comportarea voastră va urma, la rândul ei, același drum, nu invers. Adică faptul de a corecta doar funcționarea voastră socială nu va fi niciodată decât reprimare. Nici o transformare nu este posibilă în acest mod. Ce este reprimarea? Discreditarea aruncată asupra sentimentelor voastre spontane, interdicția de a le exprima liber, obligația de a arbora un chip care nu este al vostru și de a etala trăsături de caracter pe care nu le aveți. Unde se duc sentimentele reprimate? Au dispărut oare? În niciun caz. Ele își urmează drumul în voi pe planuri mai secrete, mai subterane, mai oculte. Sentimentele urmează căi aflate departe de conștiința morală și continuă să prolifereze și să se întindă. Un război fără milă se angajează între profunzimile inconștientului vostru și spiritul vostru rațional. Această conflagrație obscură vă macină, vă epuizează energia și are drept rezultat boala psihică. Nebunia este prețul pe care trebuie să-l plătească o civilizație bazată pe ipocrizie, pe impostură, pe morala caricaturală.
Psihoza însoțește ca o epidemie expansiunea civilizației. Nu este departe clipa în care lumea va fi o imensă casă de nebuni. Cele două mari războaie ale erei moderne sunt revelatoare. Un al treilea război va însemna fără îndoială sfârșitul acestei planete frumoase. Exploziile care se produc în viața privată, violențe de tot felul, sinucideri, crime, violuri și înfruntările sângeroase care ridică grupurile împotriva altora sau le destramă din interior, sunt rezultatul reprimării. Sub presiunea constrângerilor, ființa umană este din ce în ce mai incapabilă să ducă o viață cu adevărat morală, adică naturală. Într-o zi sau alta, ea nu mai rezistă tensiunii, minciunii, devenite greu de asumat. Ipocrizia conștientă apare atunci drept cea mai acceptabilă soluție. Ea vă eliberează de conflictul intern. Este suficient să simulați, să jucați rolul. Societatea este satisfăcută și voi salvați un minim de sinceritate personală. Duplicitatea, ipocrizia, sunt de asemenea produsul falsei morale, ale virtuții impuse din exterior. Viața comunitară așa cum a devenit ea, adică un refuz masiv al realității, duce la două lucruri. Reprimarea spontaneității voastre și o simulare a trăsăturilor aprobate de ordinea în vigoare. Primul proces duce la nebunie, al doilea la ipocrizie. Sunt două calamități. Niciuna din aceste două formule detestabile nu sunt demne de voi. Există o a treia, pe care societatea evident că nu o recomandă. Să vă comportați ca o brută, să fiți bestiali. Dacă această variantă nu vă tentează, vă rămâne să alegeți între nebunie și ipocrizie. Omul decade în sălbăticie atunci când își coboară neputincios brațele și se abandonează instinctelor sale inconștiente. El încearcă cu disperare să găsească un fel de coerență, o stare aparte, de exemplu, drogându-se sau îmbătându-se. Însă încercând să distrugă luciditatea care l-a îndepărtat de animalitate, el se sinucide, deoarece omul nu poate refuza ceea ce el este în mod profund, o ființă conștientă. Faptul că omul devine un animal denaturat atunci când se intoxică, arată cu claritate că regnul materiei nu are nimic în comun cu conștiința. Conștiința este divină, este o facultate a sufletului, o virtualitate pe care omul nu o poate ocoli, de care este imposibil să fugă. Pe care trebuie des să o cultive? Eliberarea depinde de înflorirea ei totală și nimic altceva nu îl va putea îndepărta de infernul pe care îl traversează. Voi nu sunteți condamnați să fiți un bolnav mental, un impostor sau un animal. O altă cale vi se oferă, aceea a religiei autentice, a inteligenței luminoase, a intuiției. Aflată în partea opusă a descompunerii, a refulării sau a comediei sociale, ea vă conduce la viața reală, la cunoaștere. Ea generează un comportament uman autentic și reprimă barbaria omului orbit de ego. Ea nu reprimă și nu refulează nimic, ea sfărâmă lanțurile voastre. Obiectivul ei nu este acela de a vă crui o mască sau un comportament exterior, ci de a face să renască identitatea voastră reală. În loc să facă din voi travestiuri, ea vă revelează conștiința voastră divină. Relațiile voastre sociale nu o interesează. Aceste relații se vor transforma pe măsură ce inima voastră profundă își va regăsi locul cuvenit.
Morala este o convenție. Spiritualitatea este individuală. Morala este o atitudine, religia este realitatea interioară. Etica este o construcție periferică, spiritualitatea emană din suflet. Întrucât bunele moravuri nu sunt capabile nici măcar să facă omul moral, cum i-ar putea da ele acces la propria sa esență? Morala începe prin a încorseta ființa umană, limitând-o, în timp ce religia începe cu cunoașterea de sine. În această lume, multiplele aspecte ale răului produs de om sunt evidente. Ce face ca majoritatea acțiunilor umane să fie atât de malefice? Chiar și omul de bună credință constată că gândurile și acțiunile sale sunt desfigurate în mod regulat de pasiuni neașteptate. Luați aminte și cercetați prin voi înșivă. Nu acceptați nicio explicație de-a gata. Contemplându-vă pe voi înșivă, precum și faptul de a medita, vor pune în mișcare energia care vă va ajuta să recunoașteți și să depășiți diavolul. Observarea constantă, neutră și pătrunzătoare a propriei voastre ființe este o sadhana, o disciplină spirituală, căci ea vă permite să identificați și în același timp să eliminați răul din voi. Progresiv, alungarea eului va lumina colțurile cele mai întunecate ale personalității voastre și va lipsi astfel comportările voastre aberante de forța lor motrice. Rețineți că privirea interioară, tăcută și calmă, va aduce simultan revelația și eliberarea. Cunoașterea eliberează, ea transformă viața noastră în întregime. Dezgropând rădăcinile, veți vedea din ce sunt făcute, iar expunerea lor la lumina zilei va sfârși prin a le distruge. Pulsiunile oarbe nu rezistă la razele conștiinței. Acel cunoaște-te al înțelepților din toate timpurile o dovedește fără tăgadă. Cunoașterea de sine este singura virtute, ignoranța de sine este singurul păcat. Conștiința este unica morală care poate exista, iar imoralitatea este opera inconștientului. Aceasta își exercită puterea nocivă prin intermediul prostiei, ipocriziei, alienării mentale și intoxicărilor și sfârșește prin a învinge ceea ce mai rămâne din inteligență. Inconștientul vă face temători și posesivi, agresivi și obsceni, vă face să inventați și să folosiți mijloace care facilitează alunecarea spre bestialitate. Singura vindecare posibilă constă în restaurarea conștiinței, care este apanajul ființei umane. Cultivați-vă luciditatea, privirea interioară și observarea detașată a ceea ce vă pune în mișcare mentalul. Treptat, furtunile emoționale, exigențele egoiste, ura și disperarea vă vor părăsi. Aceste rele nu pot afecta decât omul adormit, abrutizat, insensibil, omul inconștient. Trebuie să știți că niciodată nimeni nu a făcut rău în cunoștință de cauză. Toate păcatele sunt variantele ale unui singur flagel, atașarea de ego. Acesta fiind o falsă identitate, o iluzie, cunoașterea de sine îl va face să se spargă ca un balon de săpun. V-am spus cum trebuie să procedați. Rămâneți liniștiți, instalați-vă în așa fel încât corpul vostru să fie cât mai ușor și să înceteze să vă distragă. Observați ceea ce traversează mintea, ca și cum ați privi niște valuri care se rostogolesc pe plajă. Krishnamurti numea această conștiință neutră sau impasibilă, conștientizare fără alegere.
Fiți complet detașați de ceea ce veți descoperi în voi. Ce înseamnă de fapt a fi detașat? Detașarea înseamnă neutralitate, absența identificării, a judecății, a alegerii, a comparației, a intervenției. Nimic nu este decretat bun sau rău, nimic nu este considerat virtuos sau vicios, lăudabil sau condamnabil. Observați, nimic mai mult. Mulțumiți-vă să priviți, să vedeți, ca și cum ați fi spectatorul unei piese de teatru. Imediat ce luați parte, imediat ce judecați, nu mai observați, gândiți. Înțelegeți bine distinția dintre gândire și observație. Gândirea este o mișcare a intelectului spre ceea ce este cunoscut, deja conștient. Observația este intelectul care se îndreaptă spre inconștient și pătrunde în el. Gândirea este dualistă, ea funcționează prin perechi de contrarii, ea nu poate, de exemplu, să conceapă binele decât în funcție de rău. Ea divizează, separă, apreciază și introduce o represiune subtilă care închide porțile inconștientului și ne interzice accesul la misterele sale. Necunoscutul își dezvăluie propriile secrete nu gândirii, ci observației. De fapt, când nicio interdicție nu le este impusă, pulsiunile și trăirile uitate se ridică spontan în goliciunea lor lipsită de falduri. Acesta este un moment de intensă teroare. Înfruntându-și chipul ascuns, umbra sa, realitatea aflată dincolo de masca sa zilnică, omul este cuprins de panică. I-ar plăcea să închidă ochii și să îngroape imediat lumea care colcăie în profunzimile sale. Este nevoie de un curaj ieșit din comun pentru a trece de această probă majoră. Este un calvar, este marea suferință a morții. Cel care rămâne calm și hotărât în acest cuptor încins, devine un maestru al cunoașterii și vede în sfârșit minunile înflorind înaintea sa. El își cufundă privirea în sursa abisală a pasiunilor, el ajunge în inima inconștientului. Acest fapt îi conferă o libertate supranaturală. Calea începe cu meditația, continuă cu observația. Ajunge la cunoaștere și se încheie cu eliberarea. Vreau să vă ajut să parcurgeți acest drum, care este acela al disciplinei yoga, al religiei autentice. Vreau ca voi să cunoașteți această alchimie, această schimbare a comportamentului vostru prin transfigurare interioară. Veți înțelege atunci că etica este o consecință, ea nu va fi niciodată un început. Lăsați deci preocupările voastre morale, alungați-vă scrupulele, consacrați-vă mai bine sadanei spirituale, meditației. Virtuțile vor înflori în urma voastră ca urmele lăsate de trecerea unui car. Străduiți-vă să vedeți realitatea. Focul cunoașterii va consuma iluziile voastre, slăbiciunile voastre și viciile voastre. Cucerirea inconștientului de către conștiință este singura revoluție reală, singurul progres demn de acest nume pe care îl poate spera omenirea. Nimic altceva nu va putea crea un om nou, o ființă mai conștientă de propria sa natură divină și, din această cauză, morală în mod spontan. Calitatea sa profundă nu va fi ceva care se poate deduce din acțiunile sale, din comportamentul său. Plenitudinea sa interioară va străluci ca o stea. Toate acțiunile sale vor fi pline de bucuria care îl animă, de unitatea care îi este proprie.
un astfel de om este cu adevărat o ființă integrată, liberă de rupturi interioare și de duplicitate. Muzica siderală care se ridică în cel care a transcends dualitatea și conflictele nu aparține nici timpului, nici spațiului. Aceasta este o simfonie eternă care cântă în noi în momentul în care se instalează pacea profundă, puritatea, inocența, libertatea. În ritmul acestei melodii binecuvântate, noi intrăm în rezonanță cu infinitul, intrăm în rezonanță cu ceea ce numim Dumnezeu.